Bun, dragii mei, salutare și bine v-am găsit la un nou episod aici pe România Culture Cars. Continuăm seria Female Racing Drivers. Alături de mine se află Patricia Sârbu Mărculeț. Bună, Patricia! Bună, Vlad! Patricia Sârbu Mărculeț, dragii mei, pilot în cadrul Campionatului Național de Anduranță sau Romanian Endurance Series, după cum bine știți. Fost pilot în cadrul Campionatului Național de Slalom Paralel. Ne va dezvălui câteva dintre secretele ei. Cum a început cariera de motorsport și nu numai. Patricia, o scurtă descriere despre tine, după care urmează seria de întrebări. În regulă. Mulțumesc frumos pentru invitație. Mă bucur să revin pe canalul tău acolo unde știm cu toții că Vlad este tot timpul prezent la curse și foarte, foarte atent la tot ceea ce se întâmplă pe circuit și nu numai. Povestea mea în motorsport a început acum mai bine de 5 ani, împreună cu tatăl meu. El a fost cel care a luat decizia să participe în motorsport, mai exact în cadrul campionatului național de rallycross, dar nu cu scopul de a performa, ci mai degrabă tratându-l ca pe un hobby sau o relaxare în weekend. Ne-am apucat să facem mașina, iar între timp a fost o discuție în ideea în care să particip și eu și să fac niște cursuri de pilotaj și de inițiere, mai mult cu scopul de a învăța să stăpânesc o mașină mult mai bine și în momentul în care voi ajunge în trafic să fiu un participant la trafic mult mai bun. Însă m-am descurcat foarte bine după spusele părinților mei, așa că am luat decizia să participăm amândoi pe aceeași mașină. Din păcate, la prima etapă, în 2019, mașina nu a rezistat la să spunem așa, consumul pe care l-a avut din cauza faptului că participam amândoi cu același material de concurs. Și atunci tatăl meu a hotărât să se retragă și eu practic să preiau volanul, să-i spunem așa, și el să se ocupe de partea din spatele scenei, mai puțin văzută, dar foarte vitală. Am și de înțeles. atunci am început. Am înțeles. Evident, urma întrebarea cum te-ai apucat de motorsport, dar deja ai răspuns, iată, două răspunsuri la o singură întrebare sau două întrebări la un singur răspuns. Bun, care sunt idolii tăi în motorsport? Pentru că, după cum bine știi, fiecare pilot are un alt pilot pe care îl urmărește, la rândul lui, evident. Da. Deci, la noi în familie, legat de idoli, noi în familie urmărim activ Formula 1, toți patru, adică eu, sora mea împreună cu părinții și cam fiecare are preferatul și favoritul lui, să spunem așa, și atunci tot timpul la curse este o atmosferă foarte, foarte amuzantă pentru că toată lumea ține cu altcineva. Dar revenind ca idol, aș putea spune la nivel internațional clar pe cel pe care îl urmăresc foarte activ acum este Max Verstappen, dar la nivel național pe cine admir și cei care și-au pus amprenta în cariera mea, să-i spunem așa, și cei care m-au ajutat să ajung unde sunt acum, sunt în primul rând Eduard Bârloiu, cel care mi-a fost alături încă de la începutul parcursului meu sportiv, iar de-a lungul timpului s-au adăugat nume prețioase, cum ar fi Cătălin Țuțuian sau George Grigorescu, toți trei fiind piloți de valoare, cu foarte multă experiență în disciplinele lor, adică karting, viteză în coastă sau raliu, și de la fiecare am încercat să fur puțin și să-mi îmbogățesc astfel cunoștințele. Am înțeles. Și dintre femeile pilot celebre, care e favorita ta sau pe cine urmărești cel mai mult? Nu mai este activă la ora aceasta, să spunem, în trecut este evident pioniera în ceea ce înseamnă motorsportul feminin. Este vorba despre faimoasa Michelle Mouton, iar dacă este să ne uităm în prezent, o urmăresc foarte mult pe tânăra Sofia Flörsch și chiar recent a ieșit vestea că va participa de la anul în Formula 3, ceea ce este extraordinar și de-abia aștept să văd ce va fi și acolo. Da, într-adevăr, și din ce în ce mai mulți și mai multe femei pilot concurează la nivel înalt și în raliuri, și în competiții de circuit, și în karting, pentru că avem câteva exemple foarte bune, Patrice, și cred că știi la cine mă refer. Bun, o altă întrebare ar fi în felul următor. Cum
a arătat pentru tine anul 2023, pentru că, comparativ cu alți ani, anul acesta te-a axat numai pe Romanian Endurance Series. Da, este al doilea an de circuit, anul trecut participând în campionatul național de time attack sau scurt ROTAC, așa cum îl știm noi. Decizia de a veni la Anduranță a fost ceva spontan, aș putea spune, dar a fost ceva care la final s-a dovedit lozul câștigător, să-i spunem așa. Mi-a plăcut foarte mult, îmi place foarte mult formatul de competiție și participând în acest an și cumva făcând o comparație între Anduranță și între Time Attack, care chiar dacă amândouă sunt competiții de circuit, funcționează pe două sisteme și pe două... Sunt practic două competiții distincte. Anduranța pot spune că acolo mă regăsesc mult mai mult și îmi place. Am fost plăcut surprinsă și de această frumoasă familie res, așa cum ne place nouă să spunem, și m-am bucurat foarte mult. Foarte important și foarte și alt motiv de bucurie a fost faptul că pentru prima dată în acest an s-a înființat și clasa feminină, pentru că au fost cel puțin trei echipaje feminine prezente la fiecare etapă. Deci este ceva wow să vedem că și la nivel de circuit, nu numai că există câteva participante, cum sunt eu, ci că există clase constituite. Și a fost o bătălie frumoasă de-a lungul sezonului și pot spune-le că la final toate am ajuns să ne înțelegem foarte bine. Este vorba despre fetele de la Târgu Mureș și tinerele noastre junioare de la Junior Motorsport. Că tot veni vorba de junior motorsport și, mă rog, de juniori în general, cum vezi tu dezvoltarea motorsportului atât pe partea feminină cât și pe partea masculină? O să spunem ambele aspecte, pentru că, după cum bine știi, foarte mulți juniori sunt prezenți în aceste competiții naționale, numărul lor a crescut din ce în ce mai mult, interesul din ce în ce mai mult și, evident, și academiile de motorsport, de juniori și nu numai, au început să ofere mai mult interes pentru ei. Cum vezi tu această dezvoltare? Cu siguranță este un lucru benefic și un lucru care este, adică eu văd doar, îl văd pur și simplu ca pe ceva pozitiv. Legat de partea feminină, eu când am început să practic acest sport am fost singură, deci în 2019 am fost singura participantă feminină la fiecare etapă, iar acum deja în foarte multe campionate există clase dedicate fetelor și adică de la modul din punctul în care ești singură și participi la competiții, până să vezi că peste tot există clase și nu doar cu trei participante, ci mai mulți, este wow. De adevărul. Și da, legat de junior, scuză-mă că te întrerup. Nicio problemă. Este un trend, să-i spunem așa, din ce în ce mai mulți copii participă. Știm cu toții faptul că kartingul este foarte bogat în junior, să-i spunem așa, dar și partea de automobilism a crescut foarte mult în ultimii ani. Deci, da, dacă în trecut existau doar câțiva la competiții, acum la Anduranță o bună parte din grilă este constituită doar din junior și din tinere talente. Și că tot veni vorba de juniori și de tinere talente, pentru că trebuie să spunem și acest subiect și este o întrebare foarte bună pentru tine. Vor fi două întrebări. Una la mână, cum se percepe acum motorsportul pe partea feminină, adică cum vă percep ceilalți oameni pe voi, femeile pilot, ca să spun așa. Și al doilea lucru și a doua întrebare, după cum bine știm, strada nu e circuit și campionii sunt pe circuit, nu pe stradă, este promovat atât în competițiile de circuit cât și în celelalte competiții. Deși avem foarte mulți oameni care consideră în continuare că strada e circuit, cum am putea să rezolvăm această problemă pe care o avem în continuare și care persistă, iată? Da, într-adevăr, este o problemă, dar consider că în ultimii ani s-a mai remediat prin faptul că există mult mai multe campionate, în sensul în care, la nivelul federației, dacă nu mă înșel, la ora actuală sunt 19 campionate, adică 19
discipline diferite și distincte, deci există ceva pentru fiecare, dar există și variante mai ușor accesibile publicului larg, să spunem, în sensul în care se organizează frecvent evenimente de tip track day. Este foarte popular la circuitul de la Adâncata, la Motor Park România, unde formatul este unul foarte simplu, absolut oricine cu orice tip de mașină se poate duce și se poate bucura pe circuit de o experiență, de o experiență unică. Și în acest mod, practic, ne putem descărca adrenalina pe circuit, adică într-un mediu sigur, într-un mediu controlat, și când revenim pe stradă și suntem din nou șoferi, ne comportăm, să spunem, ca pe stradă. Deci, eu spun tot Normal. timpul că cursele nu se fac pe stradă. Deci, ce este pe circuit se face pe circuit, iar mersul pe stradă este mersul pe stradă. Da, într-adevăr și foarte bun, foarte bun răspunsul. Și legat de partea feminină, cum percep oamenii motosportul feminin, ca să zic așa. Partea feminină din motorsport. Deci, în motorsport, adică strict legată de ceilalți participanți, mă refer pilot, mecanici sau tot ceea ce înseamnă persoanele din acest sport, m-au primit cu drag, cu brațele deschise, cu căldură, nu am avut niciodată probleme sau discuții pe tema faptului că sunt fată. În schimb, lumea de afară, să-i spunem, care nu este atât de familiarizată cu conceptul, încă este destul de uimită și de surprinsă în momentul în care le spun despre hobby-ul meu și despre și despre activitățile mele competiționale. Uimită în sensul în care este puțin, adică foarte multă lume nu crede în primă fază și este wow, cum, așa ceva? Și cea mai des întâlnită întrebare este dacă nu mi-e frică, dar nu mi-este frică, ba chiar din contră, îmi place senzația de adrenalină. Dar după aceea tot timpul sunt urmate doar sentimente de admirație și de curiozitate și lucruri pozitive. Și până la urmă contribui la dezvoltarea unei noi generații, o generație care dorește să se afirme pe plan mondial, pe plan european și nu numai, și evident și female racing drivers și motorsport people și next generation, celelalte proiecte pe care le avem în plan și le continuăm în continuare, ca să zic așa, au ca scop promovarea oamenilor care contribuie la dezvoltarea motorsportului, pentru că, după cum bine știți, dezvoltarea motorsportului ține de fiecare în parte. Am spus-o eu și evident o repet. Cum arată anul 2024 pentru tine? Ce campionate naționale și internaționale vrei să bifezi pentru anul care vine? Pentru anul 2024, vreau să continui și voi continua în campionatul național de anduranță, unde, cum s-ar spune în sport, nu doar trebuie să-mi apăr titlurile, ci să lupt pentru poziții mai înalte pe podium. Deci, acesta este planul. Materialul de concurs va fi același, va fi același Suzuki cu care am obișnuit deja publicul de 2 ani de zile, același care se poate observa în imaginea de fundal. Am înțeles. Și competiții internaționale, cam ce ai vrea să bifezi pe anul care vine, dacă ai în plan? Competiții internaționale, este vorba de campionatul european de Swift Cup, acolo de unde am achiziționat și mașina, dar încă este la nivelul de dorință, să-i spunem așa. Toate resursele și tot bugetul se direcționează către campionatul național de anduranță, dar dacă va fi un surplus și dacă va exista șansa să particip și acolo, cu siguranță că va fi ceva de discutat și de luat în considerare. Bun. Și pentru că ne apropiem de final, dragii mei, celebrul mesaj sau celebra întrebare, un mesaj pentru fanii curselor, fanii tăi, fanii anduranței, fanii circuitului și nu numai. Un mesaj pentru toată lumea. În primul rând, mulțumesc pentru vizionare, mulțumesc Vlad pentru invitație
Și că tot se apropie sărbătorile și este final de an, atât final de an competițional, cât și final de an calendaristic, vreau să vă urez tuturor sărbători fericite și să mulțumesc tuturor persoanelor care au făcut parte din această frumoasă aventură a motorsportului, această aventură personală a mea. Și, evident, partenerilor și sponsorilor care mi-au fost aproape și care au făcut posibilă prezența mea la fiecare cursă și lupta pentru podium și pentru o treaptă cât mai înaltă. Cât pentru fanii curselor, a circuitului, a enduranței și pentru fanii sportului cu motor în general, vă invit să urmăriți cursele, să participați, să veniți la circuit. Este o plăcere întotdeauna când vezi oameni care nu vin neapărat însoțitori, ci vin pentru că sunt pur fan și urmăresc competițiile. Este ceva minunat să vedem oameni care sunt fascinați de ceea ce facem noi și care admiră și sunt în asentimentul nostru. Și pentru cei care sunt fani ai sportului cu motor, vă invit oricând și mi-ar face mare plăcere să ne întâlnim într-o zi pe circuit, la un track day sau la o competiție. Wow, deci, dragii mei, invitația este lansată în mod oficial. Bun, Patricia, îți mulțumesc foarte mult pentru faptul că ai acceptat interviul și ai acceptat să participi în cadrul Female Racing Drivers și lansez provocarea, cum am lansat-o și la ceilalți, să propui și tu la rândul tău oameni, persoane care să participe aici în cadrul Female Racing Drivers sau dacă știi oameni pentru Next Generation sau pentru Motorsport People, luați legătura cu Patricia, Patricia va lua legătura cu mine. După aia găsim o zi, o oră și o dată convenabilă ca să fie totul bine. Patricia, dacă mai ai tu ceva de adăugat, după care facem outro-ul de final. Ca și propunere, mi-a venit chiar acum. Aș putea chiar să spun pe partea feminină, nu vreau să folosesc cuvântul adversare, ci mai degrabă cu echipierele mele de la Anduranță de anul acesta, mai exact fetele de la Mureș, Giulia Rugină și Andreea, și fetele de la Junior Motorsport, Mara Savu și Ana Maria Crucevieschi. Am înțeles. Deci, iată, a spus deja aici pe înregistrare oamenii pe care îi propune, evident, în măsura în care vor lua legătura cu tine, vom stabili o zi, o oră și o dată și, mă rog, pentru Motorsport People și pentru Next Generation, evident, ținem legătura, Patricia, și nu numai. Bun, dragii mei, cam acesta a fost Female Racing Drivers. Alături de mine a fost Patricia Sârbu Mărculeț, Mărculeț, așa, ca să nu greșesc numele. Baftă multă în anul 2024, să ne revedem pe circuit, sărbători fericite și ție și Mulțumesc. la cât mai multe rezultate, cât mai multe locuri 1 la categoriile la care participi. Dragii mei, cam Mulțumesc acesta a mult, fost. să fie. Mulțumesc și eu. Dragii mei, cam acesta a fost episodul din Female Racing Drivers. Până la următoarea întâlnire cu acest proiect și nu numai, țineți minte, strada nu e circuit, let's go racing room și țineți minte că sunteți cei mai tari. Toate cele bune pe curând!